Palatul Parlamentului, acolo unde se află colegul meu Vasile Marcu, cel care ne va vorbi despre un mic scandal care se încearcă acolo, Vasile Marcu. Înțelegem că sunt 5 mașini cu reprezentanți ai mișcării, susținătorii ai mișcării Resist, care doreau chiar să intre în Palatul Parlamentului. Știm că acolo parcarea este cea care strânge aceste autocare cu 10.000 de simpatizanți PSD. Te ascultăm! Da, sunt mai multe mașini care dau ocol Palatului Parlamentului și trec constant prin fața. Au încercat să intre ceva mai devreme. Sunt acolo câteva autocare venite din țară cu oameni care merg la meeting, iar cei de la mișcarea Resist încercau să-i instige pentru că ieșeau pe geam și strigau la manifestanți. În plus, îi și filmau cu telefoanele. Spuneam că dau ocol Palatului Parlamentului, constant trec pe aici și proferează injurii. La fel, încearcă să-i incite pe manifestanții veniți din țară la acest meeting, însă până acum nu s-a oprit, nu a fost nevoie de intervenția jandarmilor care sunt prezenți aici la Palatul Parlamentului tocmai pentru a asigura liniștea. În plus, pe rețelele sociale au fost mai multe încercări și instigări de a veni cei care susțin mișcarea Resist și a bloca parcările din jurul Palatului Parlamentului, astfel încât autocarele venite din țară cu oameni care vor să meargă la meeting să nu aibă unde parca. Spuneam că până în momentul de față, în afară de agresiune verbală, să spunem așa, și de instigări din partea celor care dau ocol Palatului Parlamentului, nu au fost alte probleme. Sunt mai multe autocare care au oprit în parcările din jurul Palatului Parlamentului și sunt așteptate în continuare altele să vină din țară cu oameni care participă la mitingul din Piața Victoriei.